cu siguranță că atunci când privești pornografie nu te consideri un om care este implicat și care promovează prostituția. Din nefericire, ești așa, pentru că actul sexual pe care tu îl vezi în clipul respectiv este cumpărat. Se fac miliarde de dolari pe industria pornografică. Și în momentul în care tu vizionezi pornografie, de fapt asta faci. Încurajezi, promovezi, cumperi și faci trafic cu material pornografic care este o exprimare a prostituției. Cumperi actul sexual. Asta este. Ești implicat în prostituție. Nu ești implicat, poate, practic. Poate încă nu ești implicat practic, da? Să te duci să cumperi la propriu, real, fizic, un act sexual de la o persoană. Dar ești implicat virtual. Și este la fel de rău, pentru că în realitate o persoană este abuzată și cumpărată, poate, pentru actul ăla sexual.